Din 2018 funcționează portalul pentru tineret. Prin această aplicație, la care a lucrat și europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, tinerii cu vârsta de 18 ani pot obține bilete de tren gratuite în țările Uniunii Europene. Este un proiect la care și eu am lucrat în 2018, l-am sprijinit în Parlamentul European, și anume acea posibilitate de a călători finanțat de Uniunea Europeană, la împlinirea vârstei de 18 ani, să primești un voucher, un tichet de călătorie cu trenul, tichet gratuit, prin care poți să descoperi Europa, așa este, da? Discover EU, descoperă Europa. Eu cred că 18 ani este acea vârstă la care te împlinești, cred că este o vârstă inițiatică, este un moment important în viața fiecărui tânăr și atunci Uniunea Europeană vine în acest moment important pentru fiecare tânăr să-i ofere această șansă pe care o poți obține printr-o aplicație destul de simplă. Oricine, acum nu avem noi pregătit de un carton, dar eu cred că numai atât trebuie ținut minte, portalul pentru tineret. Portalul pentru tineret al Comisiei Europene poate fi accesat în 24 de limbi, iar tinerii care doresc să beneficieze de bilete de tren gratuite pot face acest lucru până în data de 21 aprilie. Acest portal pentru tineret al Uniunii Europene, al Comisiei Europene, care prezintă programul Erasmus și în cadrul programului Erasmus prezintă acum această posibilitate de a aplica pentru o finanțare, pentru un tichet gratuit. Se poate face acest lucru până în 21 aprilie, deci mai sunt câteva zile, pentru tinerii care împlinesc acum 18 ani. Ce înseamnă acum? Eu nu o să mai citesc în această hârtie, ci îi invit pe toți să scrie portalul pentru tineret și să găsească acest portal în toate limbile Uniunii Europene, deci în 24 de limbi, știe să vorbească acest portal cu noi. Până în prezent au beneficiat de facilități de transport 130.000 de tineri din țările Uniunii Europene, iar cei care vor accesa aplicația până în data de 21 aprilie acestui an vor mai beneficia și de alte gratuități introduse în premieră în acest an. Tocmai de aceea, europarlamentarul Iuliu Winkler îndeamnă pe hunedorenii cu vârsta de 18 ani să acceseze portalul pentru tineret. Este și o noutate, primești un așa numit card Discover EU cu care poți intra gratuit în muzee, în participa la evenimente culturale și așa mai departe pe perioada acestei călătorii. 130.000 de tineri europeni au primit această șansă din 2018 începând. 130.000, din care câteva mii din România, din care eu sunt convins că și din Deva cel puțin câțiva tineri au călătorit. Eu cred că este o șansă, o ocazie foarte, foarte bună să vezi că, de fapt, și tinerii din alte țări sunt exact ca și tinerii din Deva sau din județul Hunedoara. De pe portalul pentru tineret se mai pot obține și alte informații prețioase, precum cele legate de studii, muncă și voluntariat.